Bună seara! Bine v-am găsit! Eu am avut emoții în momentul în care am primit apelul telefonic de a fi invitat aici. Băieții de la organizare au ținut să mă și pună ultimul ca să mă toace pe toată perioada asta și am stat acolo coopt. Am venit în spatele scenei, după care Edmond a pus filmul cu Electric Castle, care m-a emoționat și mai tare, pentru că am fost prezent la prima ediție. Și anul ăsta am fost la Electric Castle cu toți cei trei copii ai mei și a creat o emoție în plus, așa că sunt destul de terminat. Eu, fiind din satul mare și locuind aici, aș vrea să vă cer vouă un rând mare de aplauze pentru organizatorii acestui eveniment, pentru că eu fiind aici, organizând evenimente constant, știu cât de greu e să faci un eveniment sold out, cum s-a întâmplat acest eveniment. Asta nu spune altceva decât că orașul ăsta are nevoie de tot mai multe evenimente de genul ăsta, pentru că e foarte clar că sunt doritori pentru așa ceva și le mulțumesc tuturor celor care au fost pe scenă înaintea mea. Eu voi vorbi astăzi, cum ați văzut, despre ideea de o comunitate de microcomunități. Cu toții știm ce înseamnă o comunitate. Și de cele mai multe ori ne plângem de comunitatea din care facem parte, sau unii dintre noi. Unii chiar părăsesc orașul natal din cauza comunității, alții își părăsesc țara, poate chiar continentul din același motiv și ajung să se complacă sau să devină altcineva, să se schimbe pentru a se putea adapta la noile comunități. Lucru care am observat că poate să ducă chiar spre depresie, spre anxietatea singurătății, nu se simt neapărat foarte bine acolo. Și de aceea eu v-aș propune vouă să vă uitați un pic mai micro, așa, și să vă uitați la microcomunități, acele grupări mai restrânse de oameni care cumva rezonează unii cu ceilalți, care fac niște lucruri cu un anumit scop și la o scară mult mai restrânsă. Aș vrea să ridice mâna persoanele din sală care fac parte din microcomunități. Ok, sunteți câțiva. Cu siguranță sunt mai mulți care poate nici nu-și dau seama că fac parte din microcomunități. Dar pentru cei care au ridicat și cei care și-au dat seama după ce am zis eu, sunt sigur că realizați cât de important sau cât de lucruri bune puteți să scoateți din apartenența asta la o microcomunitate. Și provocarea mea pentru voi în această seară, pentru că aș vrea să plecați după această conferință cu o provocare de la mine, e să începeți să vă creați voi cel puțin o microcomunitate. Pentru că avantajele și câștigul pe care poți să-l obții din poziția de creator este net superioară față de avantajele pe care le obții din poziția de spectator sau chiar doar participant într-o microcomunitate. Am să vă zic și cum am fost eu invitat aici și motivul pentru care am fost invitat la TEDx Satu Mare Community Changers, când eu niciodată nu m-am gândit sau n-am făcut nimic ca să schimb comunitatea. Adică nimic din ce am făcut eu n-a fost plănuit pentru a schimba comunitatea din care fac parte. Dacă aș fi pornit cu ideea de a schimba comunitatea, cel mai probabil nu aș fi reușit. Se spune că fiecare dintre noi suntem media celor mai importanți 5 oameni cu care ne înconjurăm. Acum v-aș lăsa să vă gândiți un pic la chestia asta și să vedeți dacă lucrul ăsta se aplică la voi. Eu știu că se aplică la mine și dacă m-aș alătura sau aș forma o comunitate cu acest gând în cap, automat mi-aș da permisiunea de a deveni o versiune mai bună. Și nu doar asta, dar ceilalți 4 oameni din jurul meu vor face la fel. Apoi ei poate, la un moment dat, vor crea alte microcomunități și lucrurile se vor schimba după aceea în jur, fără prea mult efort. Cum să începi să-ți creezi propria comunitate? Ce mi-am dat seama că cel mai ușor, cel mai la îndemână mod pentru a începe o microcomunitate este familia.
Familia poate să fie frații, verii, familia aleasă sau pur și simplu familia pe care poate vreți să o dezvoltați acum și pe care o creați voi. După aceea, în cazul meu, de exemplu, familia, soția mea și cei trei, alături de soția mea și cei trei copii minunați, formăm, cred că, nu cred, sigur, cea mai puternică comunitate din care voi face parte vreodată. Și împreună cu familia mea, și din ce se întâmplă în cadrul familiei, am încercat să extragem lucrurile care ne caracterizează, lucrurile care ne pasionează, lucrurile la care suntem buni, și în jurul acestora să creăm niște proiecte, niște microcomunități prin niște proiecte, astfel încât să putem să, să facem un job din treaba asta și să ne trăim viața creând comunități mici, care ulterior toate au devenit niște mici familii. Unele dintre ele, poate le știți, Line, de exemplu, așa ca o curiozitate, a fost creat fix în anul în care a fost prima ediție din Electric Castle și am fost cumva așa cu ochii pe ei și a fost o inspirație destul de mare pentru noi. Și așa, ca un fun fact, la fiecare copil care a apărut în familia noastră am creat câte o microcomunitate de genul ăsta. Hez, de exemplu, cea mare, când s-a născut ea, a luat naștere de Line. Când s-a născut Lona, a luat naștere de Mus. Când s-a născut Arten, am făcut Shopu și Nanama. Asta așa ca și o curiozitate. Și de fiecare dată, în proiectele pe care le-am construit, am adus elementele care ne caracterizau pe noi, cum am zis, inclusiv culorile care le foloseam în proiectele respective, erau culorile pe care noi le aveam în casă. Artiștii pe care îi expuneam pe pereții clădirilor erau artiștii pe care noi aveam acasă. De fiecare dată proiectele astea reflectau cine eram noi ca și familie. Și apoi, la fiecare copil nou, cum ziceam, s-au adăugat elemente, plante pe care le aveam acasă, se regăseau și în proiectele noastre. Deci acele proiecte și microcomunități create reflectau cine suntem noi. Încet, încet, pentru că acest lucru se întâmpla, o grămadă de oameni au rezonat cu noi. Și au vrut să facă parte din comunitățile noastre, să vină să se alăture pentru că le plăcea ce vedea, le plăcea ce se simțea acolo, muzica, atmosfera, noi ca oameni, și astfel toate comunitățile astea au început să creeze alte microcomunități. Cum vă ziceam, cream așa tot timpul o mini-familie în fiecare, în fiecare proiect, și din ele după aceea s-au desfăcut în mai multe părți, cum e zona de Game Zone, ambasadorii care sunt acum și așa mai departe, până într-un final când toate acestea s-au interconectat între ele. Și în momentul ăsta toată lumea din microcomunitățile astea cumva colaborează și am creat așa, fără să ne dăm seama neapărat, o comunitate mai mare și mult mai puternică. De ce am făcut asta? General, eu cred că atunci când vrei să creezi o microcomunitate, o faci pentru a rezolva o problemă. Atât pentru tine, cât și pentru cei care vor să se alăture comunității tale. Tu poate vrei să fii înconjurat de niște oameni, poate vrei să înveți de la niște oameni sau poate vrei să ajuți niște oameni. La fel, alți oameni vor să fie alături de tine și de ce faci tu. Și ăsta cred că e un de ce destul de puternic pentru a începe. Cum inviți oamenii în microcomunitatea ta? În primul rând, cred că trebuie să le creezi un mediu. Acesta poate să fie online, poate să fie offline. Indiferent, el ar trebui să reflecte cine sunteți voi, cum ziceam. Poate să fie un grup de Facebook, poate să fie un call săptămânal pe Zoom, poate să fie un loc interesant din oraș în care să vă întâlniți, poate să fie o cafenea, cum a fost, de exemplu, în cazul meu. Important este ca acel loc, cum ziceam, să reflecte cine sunteți voi, astfel veți atrage oameni. Și când zic atrage, nu mă refer la a-i răpi, prin a-i răpi în ghilimele, prin tot felul de promisiuni, cum poate fac unii, știți voi cine, nu vreau să zic. Prin oferte, prin lucruri care nu rezonează cu voi, dar care ați auzit sau ați citit că ele vor funcționa.
Eu cred că nu e cea mai bună variantă și dacă sunteți voi, oamenii care vor să se alăture comunității voastre, o vor face mai devreme sau mai târziu. Cum menții o microcomunitate unită? La noi, în cazul nostru, le-am oferit tuturor celor care s-au alăturat libertatea de a fi ei. O microcomunitate este ca un fel de melodie cântată la pian, unde fiecare clapă scoate câte un sunet diferit, dar împreună sau apăsate într-un mod organizat, după o anumită partitură, ele creează ceva unic. Microcomunitățile create de noi au fost în tot timpul bazate pe autenticitatea oamenilor care făceau parte de aici. Și asta din ele. Și asta a atras o grămadă de oameni, indiferent de vârsta lor, indiferent de orientare, indiferent de etnie. Oamenii s-au simțit atrași de cine suntem noi, tocmai pentru că i-am lăsat să fie ei. Oamenii toxici infiltrați, evident, ca în orice altceva, vor exista oameni toxici care vor să intre în proiectele tale și în lucrurile pe care tu le faci, doar că asta se întâmplă doar după ce comunitatea pe care o creați voi o să prindă o anumită putere. Și în momentul în care ea prinde o anumită putere, atunci sunteți cumva atacați pentru că acei oameni toxici își dau seama. Dar în momentul ăla va fi foarte greu pentru ei să intre, pentru că comunitatea va fi suficient de puternică pentru a identifica și pentru a-i elimina. La fel, cei care, de exemplu, ne calcă pragul, colaboratorii sau partenerii, pentru ei avem niște filtre foarte bine puse la punct, cum e, de exemplu, muzica. Dacă veniți în MUS sau dacă mergeați la evenimentele organizate de noi, noi știam că vrem să atragem un anumit gen de oameni care ascultă un anumit tip de muzică sau merg într-o anumită zonă și atunci știam că ea din start au un element comun cu noi și cei care cărora nu le plăcea genul ăla de muzică cumva ziceau, nu mergem acolo că nu-i de noi. Și astfel am reușit să creăm o comunitate care să rezoneze foarte mult cu noi. Cum pot influența microcomunitățile întreaga comunitate? Dacă stăm să ne gândim, toată planeta asta, de fapt, ea e o comunitate care e formată dintr-o colecție de comunități mai mici sau mai mari, cum e comunitatea europeană, de exemplu, care la rândul lor sunt formate din mini-comunități, care apoi, din nou, la rândul lor, sunt formate de micro-comunități, astea de care vă zic eu, pe care noi le-am creat și pe care vă propun să începeți să le creați și voi. Și aceste micro-comunități, cu cât vor fi mai multe, mai diverse, pe diferite teme, în diferite direcții, cu atât totul va deveni mai divers, totul se va schimba. Dacă pornim de aici, de la microcomunitățile astea, inevitabil comunitatea asta mare la care ne uităm noi și nu ne convine, se va schimba fără să ne dăm seama și noi vom fi concentrați pe lucrurile pe care le avem noi de făcut. Și în încheiere, poate am turuit un pic, mă scuzați. Noi facem lucrurile astea pentru că vrem să descoperim oameni noi, lucruri noi, proiecte noi, care cumva să ne dezvolte pe noi ca familie, ca oameni. Și odată ce se întâmplă toate chestiile astea, automat oamenii care ne înconjoară, oamenii care sunt în jurul nostru, vor face la fel. Și împreună toți putem să construim comunitatea aia pe care poate la un moment dat, în timp, doar am visat-o. Atât. Mulțumesc!